Ne-am întors în direct, suntem în această situație clară, că trebuie să clarificăm un pic lucrurile. Domnul Florin Câțu, care este președintele Partidului Național Liberal, dorește să existe această variantă cu guvernul minoritar. O ia în calcul, o îngăduie ca prezență. Zice, da, domnule, ok, guvern minoritar. Adică, ne adunăm noi aici, noi aceștia, facem un guvern frumos, iar voi ceilalți ne votați și asta este și e bine așa. Mai este și varianta în care rămâne domnul Câțu o perioadă îndelungată de timp în postura de premier interimar. Interimatul acesta al domnului Câțu pare să planeze în continuare ca soluție, ca variantă. De ce? Pentru că de ce? Pentru că ascultați-l pe domnul Câțu explicându-vă că se poate și așa. De asta, dacă se poate și așa, de ce nu? Deci domnul Câțu nu e atât de îngrijorat de faptul că domnul Ciucă până sâmbătă trebuie să strângă o majoritate parlamentară și nu prea a vorbit concret lucruri cu nimeni dintre cei care ar trebui să-l voteze. Domnul Câțu nu are această îngrijorare pentru că l-ar interesa mai degrabă, dacă se poate, și varianta asta a guvernului interimar. Hai să-l ascultăm. Nu exclude nici această variantă. Domnule, de ce să... Sau guvern minoritar. De ce să... Guvern minoritar interimar? Sau la schimb, dacă aveți... Ce nu acceptă domnul Câțu în mod concret? Nu acceptă miniștrii din partea USR în guvern? Asta niciodată nu. Deși a lăsat... Totul are o limită. A lăsat o mică portiță ieri Răzvan, dar a închis-o repede astăzi, și nici miniștrii din partea PSD în guvern. Deci vrea să rămână PNL-ul cu acest guvern și cu câțiva miniștri UDMR. Să-l ascultăm pe domnul Câțu vorbind despre această variantă a interimatului. Profit de faptul că domnul Gâlceanu este aici. Un guvern interimar nu poate face rectificare bugetară. Practic, ce se întâmplă cu profesorii dacă nu își vor primi bani? Să ne mai grăbim. Bineînțeles că se pot aloca resurse. Că rectificarea bugetară înseamnă, de fapt, să aloci resurse dintr-o parte în alta. Se pot aloca resurse prin intermediul fondului de rezervă la dispoziția guvernului. Care i-a către... gol, domnule premier. Deci, se pot aloca resurse. Fondul se poate umple cu resurse din alte ministere, deci nu e, asta de este problema. Veți vedea de când vom face, când va fi nevoie. Deci dacă va fi nevoie și dacă ajungem această situație, vă spun că lumea nu va suferi și vor fi resursele în continuare. Putem de să stăm știți foarte bine că și anul trecut bugetul a fost adoptat în februarie. Deci nu este o problemă să nu ai buget. Avem un buget care a fost făcut anul trecut, vom merge până pe 12, sunt lucruri care se pot face. Dar nu este optim. Nu este optim. De aceea e nevoie ca și PSD și USR să arate că vor cu adevărat să treacă peste această criză, nu doar să schimbe în fiecare să vină cu alte soluții. 400 de primării care în continuare sunt 400 de primării. Aceiași bani exact și pentru primării, da. Ar trebui tot din fondul de rezervă. Peste 1 miliard acești bani. Bineînțeles, ne vom uita și ar trebui să știți câteva lucruri în ceea ce crește autoritățile locale. Au fost alocate resurse suplimentare anul acesta pentru autoritățile locale de 3 ori, la rectificare bugetară, prin calamități și apoi prin fondul rezervă. Nu am văzut din partea autorităților locale până în acest moment un minim efort de a reduce cheltuielile. Niciunul. Deși am avut la începutul anului această discuție cu autoritățile locale. Vedem doar că cer mai mulți bani de la buget, am înțeles că au crescut facturile, am înțeles că au crescut prețurile, dar totuși aceste primării ar trebui să colecteze mai bine, pentru că multe primării am văzut că nu colectează venituri. În același timp am văzut că nu au făcut niciun efort în a reduce cheltuielile. Dar la stat deci, am văzut? O secundă. Dom'le, o secundă, domnule, nu vă mai grăbiți așa cu guvernele, rămânem pe zona asta de interimat. Păi da, vedeți că nu aveți cum să faceți rectificări bugetare. Păi n-avem cum, luăm din fondul de rezervă. Păi vedeți că e gol fondul de rezervă. O să luăm de la ministere și băgăm în fondul de rezervă. De la ce ministere? O să vedem, numai, pune și voi întrebări așa. Pe, dar ce vrem să spun acum? Secret. Discret. De ce trebuie să... Mă așteptam să încheie discuția asta. O să le pun eu un plic și îi lăsați. Le dau și asta. Parcă dădea banii profesorului. I-am dat acolo, lasă. Și te-ai dus. Și asta a fost. Nu pare o treabă foarte juridică. Asta e problema, ne încurcăm de legislație. Adică, hai să fim serioși acum și legislația asta. Îi dăm de cap ideea. Tot pentru oameni e făcută. Ideea e să rămână acest guvern interimar, că așa se descurcă și așa, o descurcăm, doamne. Dar vezi că e mai bine așa, e mult mai bine așa. În primul rând e un guvern excelent de suplu. Da. Îi lipsesc 4 miniștri importanți. Deci fără ministrul transporturilor. Noi am propus chestia asta de ani de zile. Nu mai țin minte când am spus. Că am avut ministrul al transporturilor, a intrat în mandat cu un număr de kilometri și a ieșit de autostradă și a ieșit cu mai puțin. Și noi am zis atunci, păi da, dacă nu pune ministru,
Lasă așa, să vedem ce se întâmplă. Sunt oameni care cred, Răzvan, hai să o luăm așa, că pe zona de evoluționism, că s-a creat lumea din nimic. Deci pur și simplu era ceva și din toate în urma unui Big Bang au apărut toate lucrurile pe care le vedem. Da, acum. Bang. Bă, de ce n-ar putea să se întâmple lucrul ăsta și la Ministerul Transportului să așteptăm, că poate cine știe, ți apare, Doamne iartă-mă, o autostradă. Deci hai să încercăm și fără ministru, dacă cu ministrul a fost așa de rău. Păi ce bine, bine acum. Da, mie mi se pare mult mai bine. Acum e altceva. Bă, funcționează, se mai mișcă lucrurile. Da. Și știi unde era în plus ministru? La sănătate. Acolo. Păi, am văzut cu ministrul sănătății valul 1, valul 2, valul... Bă, ia gata, mă. Să vezi tu că nu-ți mai vine valul 5 acum. Păi... Că n-ai ministru. Da, într-un fel, vezi că trage cumva și spitalul. Apare un spital, apar bolnavi. Ai Ministerul Sănătății, apar probleme. Dacă n-ai Ministerul Sănătății, eu mă gândesc că totuși te vor rezolva și probleme. Și mie că ne dispare și Siju, acum că n-avem ministrul al justiției. Da, ușor, deci ușor. Deci nouă ne lipsesc ministrii justiției, transporturilor și sănătății. Bine, și... Mai trebuie. Mă rog, mai sunt. Da, la calculatorizare, digitalizare, ce era, domnul Teleman. Da. Și domnul Teleman, care nu mai... El lipsea și când era, dar nu. Era domnul și cu domnul Teșie, vedeți că domnul Teleman, aoleu, nu începe știința de guvern fără el. Sigur, nu am înțeles că era mare mește. Toată lumea l-are. La Windows. Toată lumea l-are. Forță pe calculator. Nu, îți dădea. A făcut de mic făcea calculator. Cunoște, știa calculator. E, lipsesc acești miniștri. Sigur, nu e o problemă, mergem mai departe. Dar ce mă interesează pe mine și mi se pare o problemă, domnul Câțu a reușit să obțină acest mandat de președinte al PNL-ului, pe bună dreptate, atenție, nu cum cred mulți, pe bună dreptate. Cum crede Ludovic Orban că domnul nu l-ar fi votat partidul? Dar eu am văzut oamenii pe stradă. Erau oameni încântați. Mergeau oamenii în grupuri compacte să-l voteze. Haide, domnule, ne ducem să votăm al nostru. Acum, el a obținut acest rezultat în viața domniei sale datorită primarilor. Și acum vine și le spune primarul: bă, da, v-am dat bani într-una. Mai opriți-vă odată din cererea de bani. Că salariile alea pe care le aveți acolo în primării sunt foarte mari, dar și banii obținuți totuși din impozite, din colectare, ar trebui să fie mai mulți, zice domnul Câțu. Și vine domnul Câțu cu această lansare de pe pagina de Facebook. E o lansare de carte sau e o lansare de postare? O lansare de postare, domnul Zanfir, de vine să se încununeze din nou cu acest succes. O veste bună. PNRR-ul României a primit aprobarea finală. Iar? Eu vă întreb, domnule, nu eram aici cu toții acum o lună când a venit doamna Ursula von der Leyen ca să dea aprobarea finală? Acum am obținut din nou aprobarea finală! Urmează implementarea, ceea ce include 64 de reforme și peste 100 de investiții în toate domeniile. În curând vom primi prima tranșă de... Întrebarea e următoare. De câte ori, cât ne mai putem lăuda cu acest PNRR pe care, atenție, îl obțin toate țările? Deci nu există o țară care, băi, ăștia n-au reușit să facă, n-au reușit să pună la cap acolo lucruri. Deci este ceva ce li se întâmplă tuturor țărilor din Uniunea Europeană. Nu e ceva ce am obținut noi, e ceva ce s-a obținut. Și întrebarea asta, dom'le, până când ne mai lăudăm cu acest succes care venea oricum? După care o să vină domnul Câțu și o să spună: am reușit, am depus acest document, deci ieșise, nu știu cum, doamne, iată, mă depusesem atunci la dosar, lipsea acest document, era să pierdem banii. Am reușit să obținem din nou banii. Deci de câte ori putem să obținem acești bani? Că banii sunt aceiași, am rezolvat-o, putem să mergem mai departe. Că m-am săturat de asta cu PNRR-ul. Într-una apare domnul Cutu și am obținut și banii din PNRR. Atenție! Aprobarea finală de câteva ori. Deci noi inaugurăm PNRR-ul ăsta periodic. Știi că apare o criză politică, sunt niște probleme, nu știu. Ia stai mă că le zice. Dar să nu uităm de PNRR. Da. De PNRR de ce nu mă întrebați? Apropo de PNRR, am uitat, deci îți dai seama cât de important era, am uitat să spunem că nu avem nici ministrul proiectelor europene. La fondurile europene, apropo de PNRR, nu e, ne nu ținem tari fără ministru, e foarte bine așa. Dar, e ca un pod, să zicem, ca un pasaj, ca un succes de ăsta pe zona de infrastructură pe care îl inaugurăm într-una. Și o să mergem acolo, mai punem o panglică, mai tăiem încă o dată. Bă, de câte ori tăiem panglica la PNRR-ul ăsta? Hai să ne oprim cu PNRR-ul, am înțeles, vin bani. Gata, că de-aia vă și bateți, de-aia vrea și PSD-ul să intre la guvernare, că vin acești bani. Există această intenție de a te racorda la acești bani, e clară treaba. Nu-i mai tot inaugurați, domne, gata, am înțeles, vin banii ăștia. Ne tot bucurăm așa periodic de bani. Dacă alte bucurii n-avem. Te bucuri de n-aminteri. Dar ne-am bucurat și la domnul Iohannis văzându-l în Egipt acolo, la egipteni. Mi-a plăcut mă să-l văd acolo, stătea și bine. A făcut și o bucurie pentru români. Călătorul ieșea de bine cu drumul. Da. Tânsul mereu a fost o forță pe turism. Da. Îmi pare rău că abia acum a ajuns la piramide. Astea trebuie obifate din primul mandat, domnul Buzeanu. Nu să ajungem acum, în al doilea mandat, el n-avea... Ai făcut piramidele? Făcut. Ai făcut... Nu făcuse un circuit frumos pe Valea Nilului, pe acolo, nu știu. Da, Nilu-i acolo. Da, domnule, n-ai făcut... Vezi că geografie... N-ai ceva geografie știi, da. Bine, nu chiar ca domnul Claus Iohannis, care o știe, că a văzut-o. Da. El n-a studiat geografia în școală.
El a studiat-o la maturitate. Da. S-a plimbat de acolo până acolo. Ți-a plăcut să ai președinte frumos, bronzat, bine îmbrăcat, alb îmbrăcat. Ți-a plăcut? Crezi că bronzul ăla se obține așa oricum? Te duci și în zona asta a Africii. Acolo se, în momentul de față, încă mai prinzi un pic de soare. Nu poate să stea numai la soare. Când acolo nu-i vară în momentul dat. Să stea non-stop în solar, da. Domnul Buzean. Da, acum stăm noi cu ochii în soare pentru că suntem, noi suntem lăsați cu ochii în soare. Contextul ăsta, da. Bun, hai să vedem, să stăm de vorbă cu oamenii aceștia din partidele politice, să vorbim cu domnul Ionuț Troie, Partidul Național Liberal. Bună seara, domnule deputat. Bună seara. Bună seara. Ce facem cu... În primul rând vreau să vă întreb dacă v-au plăcut pozele din Egipt. Ca să ați avut timp să le vedeți. Ca să primi vederile din Egipt. Ar fi cum să facă aprecieri în legătură cu lucrurile astea, dar pot să vă spun că o vizită de stat are și astfel de momente, să știți. Sunt un parlamentar care... cel puțin în domeniul diplomației parlamentare, activează de ceva ani și există în protocolul vizitelor de stat și astfel de momente. Deci nu văd niciun fel de problemă. Dar v-au plăcut? Nu, nu este vorba de o vacanță, cum spunea dumneavoastră. Dar cine a spus este vorba problemă? De o vizită de stat. E vizită, da, e vizită, dar e vizită de stat și domnul Claus Iohannis nu prea făcuse. Făcuse niște vizite oficiale, dar vizite de stat nu de stat n-a făcut. A specificat asta. Dar v-au plăcut? Șeful statului este șeful diplomației românești și cu atât mai mult. Domnul ministru, v-au plăcut sau nu v-au plăcut? Asta era întrebarea. Nu am culpabilizat. Noi chiar am admirat, am privit admirativ. Ne mai bucurăm și noi că vedem... Nu mai clătim vedem, ochii. Am văzut Egiptul. Am văzut și măcar în poze, că vă dați seama. Ce să-i facem? Câte noi, v-au plăcut pozele astea? Nu e nicio rușie. Lăsați. Asta să fie problema noastră. Da. Spuneți-ne, ce credeți dumneavoastră că urmează să se petreacă? Pentru că am urmărit declarațiile președintelui PNL, care întâmplător sau nu este și premierul, încă premierul României, însă nu pare să ofere o ieșire din această criză politică, ba mai mult decât atât ne oferă și soluția continuării interimatului său, sau mă rog, cum putem numi acest guvern. Că nu e, domnul Ciucă, o soluție în care să aveți încredere până la capăt, dacă luați în calcul această variantă a continuării interimatului domnului Câțu? Nu, cu siguranță soluția este Nicolae Ciucă. De altfel, este modul flexibil și cât se poate de deschis în care Partidul Național Liberal și-a afirmat disponibilitatea în a continua guvernarea. Este, de altfel, un moment în care ne-am manifestat deschiderea. Eu cred că și responsabilitatea, în egală măsură, poate fi subliniată în momentul de față, pentru că am făcut un apel prin vocea premierului de semnat Ciucă la toți ceilalți, la toate forțele democratice, mă refer, în a susține un eventual guvern minoritar sau susține o guvernare. Și aur că n-am fost atent. Nu, am spus forțe democratice. Păi, dar și ei ce sunt? Trupe paramilitare? Ce, doamne, nu vota și cum sunteți votați și dumneavoastră? Pune în momentul de față, pun în momentul de față să periclitează anumite procese democratice în această țară. Aceasta este aur, dacă vreți să-i dau o definiție. Ce a făcut că n-am înțeles ce face cu procesele democratice, că asta n-am pune în pericol anumite procese democratice pe care România le traversează în am remarcat și eu. Prin mesajele, prin atitudinile publice pe care le face, să știți că poate exista chiar răspundere pentru anumite lucruri pe care au de face în momentul de față. Ați văzut foarte bine, partenerii noștri de dialog au fost cei din zona de stângă, cei fost noștri parteneri de la USR. Eu cred că în momentul de față putem alcătui și probabil domnul Ciucă va demonstra acest lucru sâmbătă un guvern care să traverseze această perioadă extrem dar de dificilă. Dar USR-ul? Eu personal nu cred că ar trebui exclusă varianta refacerii coaliției de dreapta cu USR, dar în termen care să asigure funcționarea acestei alianțe. Adică mult mai bine, mult mai clar și bine definită, pentru că, hai să recunoaștem, vă spun sincer, n-aș vrea să revenim la acele crize din 3 luni de zile. Pe aici, de altfel, ați văzut foarte bine, a ieșit și această dificultate a relației pe care am avut-o cu USR, dar nu trebuie exclusă această variantă. Poziția mea și subliniez este una personală. Nu vreau să intru în detalii, probabil discuții politice vor mai exista, există și în acest moment. Domnul Ciucă le cunoaște cel mai bine, domnul Ciucă le va avansa, domnul Ciucă practic va veni cu propunerea. Da, domnul Ciucă va veni cu propunerea, dar l-am auzit pe domnul Câțu cu propunerea și domnul Câțu pare destul de dezinteresat de această variantă cu miniștrii USR în guvern. Deci pare că domnul Câțu are doar două soluții. Una dintre soluții este cea cu guvernul acesta minoritar, cel în care cei de la PSD și cei de la USR votează guvernul acesta format doar din PNL și UDMR. Nici n-ai nevoie de USR, te descurci cu PSD. Da, corect. Așa. Și a doua variantă este cea în care rămâne domnul Câțu interimar până când o vedea. Cât o fi cazul. Da.
Asta, ultima variantă, este o variantă definită de Constituție. Deci nu există varianta până când ne dorim unii sau alții. Din punctul meu de vedere, în momentul de față, guvernul minoritar, care practic a fost mandatul stabilit de Partidul Național Liberal, a fost definit ca fiind unul extrem de eficient și flexibil. Adică noi am preferat și am pornit în aceste discuții cu varianta acestui guvern minoritar împreună cu UDMR, ținând cont, evident, de momentul dificil, de tensiunea politică și de dificultățile în a face o coaliție atât cu USR-ul cât și cu PSD-ul. Adică ne-am dorit în faza inițială un guvern suplu, un guvern care să acționeze eficient și am dorit... Mai suplu de atât chiar n-am văzut. Și domnul Ciucă, atenție, nu e foarte suplu, vedem în imagine, da. Și ce voiam să vă întreb? Eu cred că în momentul de față... Domnul Ciucă, fiind un tip mult mai riguros și mult mai schematic și mult mai militar, de altfel știți bine că planifică foarte bine toți pașii, cum se iese dintr-o situație de criză, eu cred că domnul Ciucă poate să rezolve situația asta și are și un anume avantaj, ca să o spunem drept, adică dânsul nu e atât de pigmentat politic, în sensul că el nu se agață de anumite borboli politice, firești de altfel. Sunt un politician, fac lucrul ăsta de ceva ani de zile și a văzut foarte bine, fiind în prim plan de multe ori, poate ești împins de anumite orgolii. Ăsta e statutul domnului Ciucă. Și cred că domnul Ciucă și vor putea să dezghețe această situație politică. Vreau să introducem în discuție și pe domnul deputat Stelian Ion, fostul ministru al justiției. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Da, înainte de a relua discuția, mi-a rămas în minte că am înțeles că AUR nu e o forță democratică și, mă rog, e posibil, acum n-am stat să vă măsor democrațiile de partid. Dar aș vrea să înțeleg, domnule Ionuț Stroie, guvernul acesta e un guvern demis de parlament. Ceea ce înseamnă că se află într-o zonă de asta de, cum zic, o moarte clinică, practic. N-are nici măcar capacitatea de a emite ordonanțe de urgență. Cu responsabilități și atribuții limitate. Limitate, bun. Deci este delegitimat de parlament. Parlamentul i-a retras votul de încredere prin moțiunea de cenzură. Și stau și mă întreb, mă uitam la acel document, hotărârea de guvern, prin care au fost restricționate anumite drepturi civile, s-a limitat programul, s-a interzis accesul fără certificat verde și toate acele măsuri. Și mă uitam toate semnăturile, nu toate, majoritatea semnăturilor aparțineau unor secretari de stat, pentru că, vă dați seama, ne mai fi miniștri, cine, Doamne iartă-mă, să semneze. Și eu vreau să știu, cum, Doamne iartă-mă, un guvern demis de parlament, cu puteri restrânse, incapabil să emită emită ordonanțe de urgență, emite totuși un document sub forma unei hotărâri de guvern, semnate aceste hotărâri de oameni care nu-mi dau seama de la cine au legitimitate, că și nu mai au ministru care să delege competențele, și totuși restricționează niște drepturi civile. Apropo de democrație, dacă puteți să-mi... Nu, atenție, permiteți-mi să mă corectez. Vă rog. Drepturile civile. Vă ascultăm. Spuneți. Domnul Stroie, mai sunt... de guvern, cu siguranță, niciodată n-ar putea face acest lucru. Dar, atenție, ascult un adevăr. Nu poate un guvern interimare emite ordonanțe de urgență. În schimb, hotărâri de guvern, cu siguranță, da. Da, dar, și prin hotărâre de guvern putem restrânge democrații niște drepturi? Nu, cu siguranță nu. Acea hotărâre de guvern descrie modul în care se adoptă anumite măsuri pentru protejarea sănătății publice. N-ați restricționat niște drepturi? Nu, uitați-vă foarte bine. Proiectul de lege la care dumneavoastră faceți drepturi... Prin Parlament se desfășoară drepturile. Și Camera Decizională se dă viitoare în Camera Deputaților. Păi da, în momentul de față nu sunt drepturi restricționate. Domnul deputat, sunt drepturi restricționate sau nu? Nu, cu siguranță. Păi cum intră cetățenii fără certificat verde într-un magazin nealimentar? Hai că v-am încurcat. Acesta nu este un drept fundamental. Ai un drept fundamental de liberă circulație. Noaptea. Un jurist, un constituționalist pe linia cealaltă, întrebați-l... Păi nu e prea grozav, că l-ați dat afară din guvern. Nu? Domnul Stelian. Dacă era un mare jurist, mă gândesc că nu l-ați fi dat afară din guvern. S-a refăcut coaliția. De a fuma, de exemplu, într-un loc public sau într-un loc public, la fel puteți spune că este limitat printr-o... Bine, circulația pe timp de noapte e un drept? Păi... Cu siguranță, da, este bun. Azi să vezi și la domnul Stelian. Domnul Stelian Ion, s-a refăcut coaliția, vă cere ajutor domnul Stroie. Este o stare de urgență care sunt reglementate. Da, avem nicio stare de urgență, stare de alertă. Nu e stare de urgență. Domnul Stelian Ion, vă cere ajutorul colegului dumneavoastră, fostul coleg de coaliție. Care vă reevaluează, sunteți mare jurist. Ajutați-l, dați-i o mână de ajutor. Vă ascultăm. Se pot restricționa drepturi printr-un guvern care e delegitimat de Parlament?
Păi e foarte clar că în momentul în care a picat guvernul, are puteri limitate, nu mai poate propune proiecte de lege, nu mai poate mare lucru da face, ordonanță de urgență, dar cu toate astea intră pe un teritoriu foarte, foarte important, acela al restricționării drepturilor. Bineînțeles că la bază stă legea votată în Parlament. Ăsta e fundamentul principal. Dar punerea în aplicare a legii e făcută prin hotărâre de guvern și de asta am spus cu toții că trebuie să existe un guvern cu puteri depline pentru a lua toate aceste decizii. Din păcate, unele hotărâri de guvern pică pentru că de multe ori avizele... Ați văzut ce atitudine a avut Florin Cîțu față de avizele Ministerului Justiției. Uneori și nu sunt luate în calcul argumentele din aceste avize și se ajunge ca după o perioadă să fiind atacate în instanță să fie anulate. Deci mare atenție cu avizele Ministerului și cu a respecta opiniile juriștilor la Ministerul Justiției când se emit astfel de acte normative. Domnul Sterian Ion, în momentul de față, care este situația? Domnul Ciucă l-a mai contactat pe domnul Cioloș în vederea votării sau a rămas așa, au rămas lucrurile așa? Că pare că trenează aceste negocieri, adică ele trebuie să se producă pentru a produce rezultate, dar pare că nu se produc aceste negocieri în momentul de față. Mai e puțin până sâmbătă. Mai e foarte puțin până sâmbătă. Noi așteptam să vină un mesaj de refacerea coaliției și din partea PNL împreună cu USR și UDMR. Nu a venit acest mesaj, dimpotrivă vedem numai atacuri și semnalul nu este dat nici de către domnul președinte. În acest sens, nu am văzut niciun semnal. De la începutul acestei crize și până în prezent nu am avut niciun semn de mediere și de împăcare din partea domnului președinte pentru a pune cele două partide la masă și pentru a reface coaliția. Deci nu e ceva ce... Am văzut numai domnul Sperianu, credeam că e ceva ce ne scapă nouă, credeam că nu știm, credeam că n-am... Că nu ne scapă nimic. Se pare că în seara asta așa ne uităm și noi pe știri pentru că astea sunt semnalele pe care le avem. Se va merge cu o propunere de guvern din care nu va face parte și USR-ul, deci nu se reface coaliția. PNL a ales, PNL în formula echipei așa zis câștigătoare, Florin Cîțu, a ales să meargă alături de PSD și să refacă acel USR. Domnule, nu poate. Deci una din două. Da, din păcate, domnul care de mijloc nu există. Oricâte tumbe și piruete ar face din punct de vedere al argumentației colegii din PNL, asta e realitatea. Domnule ministru, trebuie să-i dăm dreptul la replică și domnului Stroie, pentru că are alt punct de vedere și dânsul știe din interior de la PNL că nu s-a ales varianta PSD-ului încă, nu-i așa, domnule deputat Stroie? M-aș bucura să fie așa, eu nu am așa. Nu, domnul Stelian nu iese din retorica interesului politic al USR de a lansa aceste mesaje alarmiste, n-am să-i răspund, evident, pentru că noi am manifestat disponibilitate și veți vedea și mâine, va fi o ședință la care va fi prezent chiar și domnul Ciucă, rezultatul discuțiilor vor fi prezentate, se va da și un mandat, se va vota. Noi am propus, ați văzut foarte bine, apropo de rigiditate, ce spune domnul Sevian, un alt nume de premier, așa cum solicitați răi, de exemplu, am chemat pe toată lumea la discuții, nu există în momentul de față niciun fel de discuție sau strângere de mână cordială sau nici măcar așa, un acord între noi și partidele numerate de domnul Sterian. Ideea armistițiului cerut de domnul Ciucă, ați văzut foarte bine, a fost făcută tocmai pentru a ieși din acest blocaj. Eu cred că vom reuși să facem guvern. Eu cred că în momentul de față există... Păi pe ce vă bazați? Am înțeles că... Bombă, chiar și cu USR-ul. Eu cred că următoarele zile îl vor contrazice flagrant pe domnul Sterian. Pentru că, în ce sens? Pe mine, cum mă cunoașteți, nu m-aș hazarda să fac declarații, cum la fel mă cunoașteți foarte bine că, în general,
sunt puțin mai așezat. Adică nu este cazul să... Față de domnul Stelian Ion, care este... Vedeți bine! Nu neapărat, în general. În general, dar vă spun că... Față de domnul Stelian Ion, sunt mai așezat. Mai multă, da. Aș dori și m-aș bucura să văd mult mai multă înțelegere. Păi și ca înțelegere să există trebuie să fie, da? Negocierea anterioare. Domnul Stelian Ion... Doresc această rezolvare acestei crize în Parlament. Dacă continuăm un dialog al surzilor așa pentru a amplifica spectacolul politic, probabil că, da, până la urmă ne vom trezi că... Deci un dialog al surzilor. Domnul Stelian Ion... Va produce nimic, va fi un dialog steril. Așa că hai să avem răbdare și să nu ne hazardăm. Avem că mai e până sâmbătă... Mai sunt 24 de ore. Chiar. Da. Deci ne aflăm în seara asta este că mâine e posibil să revină colegii din PNL cu... și să iau astfel încât să refacem coaliția PNL, USR, UDMR. Deci asta domnul Stoie, să-l ascultăm pe domnul Stelian Ion, vă ascultăm. Nu a fost dat niciun mesaj din partea conducerii actuale a PNL că se dorește refacerea coaliției. Astăzi, domnul Câțu, pentru a nu știu câta oară, a ieșit public și a spus că rămâne ferm, nu a flexibilizat acel mandat și se dorește în continuare un guvern minoritar, deci fără USR. Deci nu se dorește refacerea coaliției. Ca atare, se vrea un vot din partea PSD, pentru că alt partid nu mai e în Parlament. Da? Din partea AUR, dar n-am auzit de plicitul AUR. Până un alt azi, dumneavoastră v-ați trăs mâna și v-ați bătut pe spate cu PSD și au nu PNL-ul, da? Asta e altă discuție. Păi nu e aceeași discuție. Dacă deduceți, faceți dumneavoastră niște deduceri logice, așa cum care exista o situație în care ne-am investit un guvern. Păi spuneți asta, cum e? Cu cine o să trebuie? Păi eu v-am spus foarte simplu și clar. Ne-am manifestat disponibilitatea în a dialog, da? Ne dorim flexibilitate și eficiență. Am preferat și am oferit acel mandat pentru un guvern minoritar, tocmai ca să avem momentul de față să eliminăm din această tensiune politică, să luăm câteva decizii. Da, domnul Stoie, numai o secundă, trebuie să intervin. Câte procente în momentul de față pentru a pretinde mai departe cu să dialogul. Fiți singuri într-un guvern? Nu aveți voturile necesare din partea românilor. Noi suntem reflexia voturilor și a dorinței românilor, care s-a manifestat, da, în momentul votului. Deci dumneavoastră nu aveți o majoritate fără voturile noastre sau ale PSD-ului. De asta vă întreb, cu cine doriți să refaceți coaliția? Văzut sau nevăzut? Adică la voturile și aritmetica parlamentară, eu vorbesc de interesul public. E o foarte mare diferență. Dar asta este, sunt un partid la coaliția cu USR-ul. Ce înseamnă interesul public și momentul dificil prin care trece. Dacă asta este, asta este. Apelați din nou la aritmetica parlamentară. Dar aș vrea să vă întreb, domnule deputat Troie, când s-ar putea reface coaliția? Mâine? Că... numai mâine, nu poi mâine. Nu sunt în măsură să vă răspund eu la această întrebare. Păi, adică într-o zi, credeți că îi întoarceți în drum pe useriși ca să... Nu e vorba de o zi, e vorba de un dialog pe care îl dorim cu orice forță democratică. Până acum n-a mers. Mâine? Într-o zi? Când mai puteți negocia? Nu eu sunt în măsură a oferi... Nu, discutăm așa ca oamenii. Când s-ar mai putea produce reunirea coaliției? Mâine, nu? Niciodată nu e prea târziu, să știți. Deci, mâine sâmbătă e prea târziu. Se discute și programul de guvernare și lista ministrilor. Mâine face și programul de guvernare și cabinetul de miniștri, împăcați și pe oamenii ăștia. Bateți palma și cu Dan Barna. Spre surprinderea multora, eu cred că este posibil acel lucru. E programată mâine o întâlnire? Aveți idee? Nu sunt în măsură să vă răspund eu la întrebarea asta, pentru că nu fac parte domnul de Stelian Ion, de negociere. Poate merge telepatic. În măsură să vă răspund. Vă rog, domnul Stelian Ion, vă ascultăm. Nu e programată nicio întâlnire, cu siguranță aș fi știut. Tocmai aveam o ședință de birou național în care am aflat toate așa, că v-am întâlnit de acolo, da. La zi, informat la zi. Deci, dar poate vă trimit un mesaj, nu trebuie să vă vedeți față în față. Poate telefonic. Vă convinge, domnul Ciucă? Da. Tu-ți dau seama, v-ați putea fi răzgândit. Nici prin SMS, nici prin mail, nici în niciun fel. Nu s-a transmis din partea conducerii actuale a PNL că se dorește o refacere a coaliției împreună cu USR-ul. De unde deducem că se dorește mai departe să meargă la drum împreună cu PSD? Am spus, la vedere sau pe ascuns, dar fără voturile PSD, acest guvern nu va trece. Și se continuă așa o
tensiune și o criză politică când ea putea fi rezolvată foarte rapid. În două săptămâni se putea rezolva de la declanșarea ei. Domnul Stroie, lucrurile sunt foarte simple. Aș merge către domnul deputat care trebuie să iasă din discuție și chiar domnul ministru până la urmă, că a fost colegi de guvern, de guvernare. Domnul Stroie, lucrurile sunt foarte simple. E clar că domnul Câțu nu-și dorește în momentul de față să intre miniștrii de la USR în acest cabinet. Pentru că acea condiție pe care cei de la USR au pus-o, și anume să nu fie premier Câțu, să fie premier oricine altcineva, iată că este premier oricine altcineva, deci practic această condiție îndeplinită, mai lipsea pasul acesta în care miniștrii de la USR să intre în guvern. Aici e blocajul, nu-și dorește, e clar. Și atunci vă întreb, ce interes ar avea cei de la USR să voteze acest guvern, din care nu fac parte, ce interes ar avea? Dumneavoastră priviți doar din interes politic și personal, direct, nu? Păi, nu știu, dar... Ne-am putea gândi puțin și la situația din țara asta? Ne-am păi da, da, dar e valabil și pentru PNL. De ce nu se gândește la situația din țara asta? Păi se gândește. Evident că... A, sau se gândește? Normal. Văd că nu se gândește, doar din interes politic. Credeți că în momentul de față negocierile, funcțiile, portofoliile pe care și le doresc unii sau alții, condițiile, condiționările pe care le pun unii sau alții, mult mai importante decât ce se întâmplă în această țară? Mai e cineva care gândește și la lucrurile astea sau suntem într-o nesfârșită discuție legată de cât deci de... Mergeți pe patriotism. Credeți că așa o reglați? Că patriotism cu USR-ul. Să facem ceva pentru țara asta, pentru oameni. Dacă te pretinzi a fi un politic investit cu încrederea publică, evident că ăsta e primul lucru la care te gândești în momentul când vorbești. Restul... Vom trăi și vom vedea, domnul Stroie. Mai sunt 24 de ore, așteptăm să vedem cum se soluționează. Mulțumim pentru intervenție. Mai rămânem pentru o scurtă întrebare cu domnul Stelian Ion. Domnul Stelian Ion, ați ieșit cumva dintr-un BN de ăsta online pe care aveți acolo la USR. Care era atmosfera? Am început prin a discuta aceste probleme legate de refacerea coaliției. Înțeleg că nu sunt date semnale din partea PNL-ului, în sensul ăsta nu se dorește asta. E păcat, pentru că era singura variantă care avea și legitimitate în votul dat în decembrie 2020. Pentru că eu nu cred că a votat cineva PNL-ul să facă o coaliție cu PSD. Nu pot să-mi imaginez lucrul ăsta. Din 2012 este alegerea, este alegerea colegilor din PNL, este la latitudinea lor și nu putem să-i forțăm în niciun fel. Sigur, așteptăm să nu ne-am propus lucrul ăsta. Da. Dar noi ne-am manifestat disponibilitatea în orice clipă de a reface această coaliție. Se putea reface dacă exista o minimă voință. Și în primul rând, repet, conducerea actuală a PNL-ului trebuia să-și dorească. Eu știu că mulți membrii PNL își doresc, iată că unii și ies din grupul parlamentar tocmai din cauza asta, a distrugerii coaliției de către actuala echipă de conducere a PNL, dar fără un semnal din partea președintelui țării și fără un semnal din partea președintelui PNL, acest lucru nu se poate realiza. Hai să vedem ce se întâmplă odată cu întoarcerea domnului președinte de acolo, de departe, de unde este, din Africa, vine din Egipt. Se întoarce domnul președinte cu mintea limpezită, mie mi s-a părut o decizie bună, te duci un pic, te mai liniștești și o să vezi că o să iei niște decizii mai bune. Nu știu, mă gândesc că poate a fost și un lucru bun ce ni s-a întâmplat. Să vine cu soluția de acolo. Să vedeți că de acolo vine vedeți soluția. Vedeți că vine cu soluția de acolo, scrisă pe niște papirusuri, vă mânează niște papirusuri și aia va fi. Domnule ministru Stelian Ion, mulțumim pentru intervenție. O singură întrebare de final totuși. Dumneavoastră ați mai acceptat să fiți ministru într-un viitor cabinet condus de un premier liberal? Da, n-am o problemă. Am avut secretar de stat la Ministerul Justiției cu care m-am înțeles foarte bine. Am colegi cu care, din Partidul Național Liberal, cu care am o colaborare foarte bună și în Comisia Juridică. Nu se pune problema. Și cu domnul Ciucă era o propunere de premier care putea funcționa. Dincolo de discuțiile acestea, că e fost militar și așa mai departe, lăsăm la o parte lucrurile astea. Este un om care impune respect și se putea... Se puteau întâmpla lucruri. Mulțumim pentru intervenția. Stelian Ion, lider pe USR.
fost ministru al justiției în cabinetul Câțu. Îi mulțumim pentru intervenție, pentru explicații, pentru comentarii. Și ne întoarcem după o scurtă pauză, o luăm, ne întoarcem. Bună România! Căpați cu bine că e o perioadă foarte grea din punct de vedere sanitar. Uite, sunt... Mă bucur că ai deschis discuția. Am văzut că nu prea se tratează la televizor subiectul ăsta. Deci ce am aflat acum cu niște prieteni specializați? Ci că ar fi ca un fel de răceală provenită din China, doar că e mai nenorocită. Mai nenorocită. Și am înțeles că bântuie. Deci sfatul meu, cât puteți, spălați-vă pe mâini și păstrați distanța. Până ne lămurim ce, Doamne iartă-mă. Ce se întâmplă? O fi că nu o fi, nu știu exact. Nu dar știm. Înțeleg că e exact ca gripa cum e, dar nu e ca aia din copilărie. E un pic mai nenorocită. Aveți grijă perioada asta până... Am văzut că... Eu... Nu știu de ce n-am, dar la știri... La televizor nu prea se vorbește despre asta. Păi de ce nu se vorbește? Se încearcă mușamalizarea. Păi de ce nu se vorbește? De ce nu se vorbește? Sunt interese mari la mijloc. De ce nu dau, mă, lucrurile astea care interesează pe român la TV? Dar de ce nu le dau? Dar de ce? Că dacă te uiți și vezi că toți au ăla-i cu ăla, ăla-i cu ăla, de ce nu dau așa ceva? Să mai înțeleagă și oamenii ăștia pe ce planetă... Pe ce planetă se întâmplă lucrurile? Uite, se întâmplă, de exemplu, să ai nevoie de acest certificat verde și România au înțeles. Domnule, e nevoie de certificatul verde. Dar nu trebuie neapărat să fie nevoie de vaccinare. Adică putem să avem certificatul verde fără vaccinare. Dacă putem... te îmbolnăvești. S-au găsit soluții. Dacă te uiți în ochii virusului și dai un cap în gură. S-au găsit, s-au gândit că poate certificatul verde te protejează, nu neapărat vaccinarea. Depinde dacă îl ții peste gură când te întâlnești cu un bolnav care tușește. Și stai cu certificatul așa, poate fi util. Hai să vedem. Ținut în zona asta a nasului și a gurii și... Ce le-a dat în cap românilor noștri? Anchetă în momentul de față foarte serioasă pe zona aceasta de obținere de certificate verde fără vaccinare. De unde deci l-ar fi luat? Sunt vaccinați, nevaccinați. Noi avem mai multe tipuri de vaccinați. Cum stau oamenii pe marginea drumului cu factor, 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 da, factor, da. Certificate, certificate. Chiar trebuie să oprești o dată mașina. Dar certificate verzi, avem, mamă, dă care vrei. Dați-mi două să am. Dați-mi de femei și de bărbat. Ai văzut cum sunt vremurile astea? E bine, stai. Să avem acolo la îndemână un act. Trebuie să ai un document la îndemână. Că nu știi când. Bun, hai să vedem. Anchetă importantă pe zona aceasta, că autoritățile nu tolerează așa ceva. Atenție. Păi și nu-i normal? Păi. S-au enervat, au început. Nu-i normal, Radu? Anchetă, bagă oameni la pușcărie, o să vezi. Deși când aud anchete, e clar că așa rămâne. Au făcut ei o comisie, au făcut ei o anchetă. Haideți să vedem despre ce e vorba, că e și nu e așa cum zicea pădurarul ăla de acolo. E discutabil materialul, stimați colegi, caseta. Am avut niște sesizări venite de la cetățeni. Am investigat în arhiva centrului Neghiniță și am constatat niște neconcordanțe între arhiva centrului și REN, Registrul Național. Și la începutul lunii august am sesizat poliția despre aceste neconcordanțe. La centrul de vaccinare Neghiniță din sectorul 2 funcționa o adevărată rețea de falsificatori. Funcționarii se pare că au măsluit înregistrările din platforma de vaccinare. Astfel, cei care își făceau doza 3 nu erau trecuți în sistem. În locul lor apăreau persoane neimunizate. Am avut cetățeni care au încercat să scoată certificatele verzi și având certificatele de vaccinare și nu au reușit, nu apăreau în REMF ca fiind vaccinați. Au venit la centru, am verificat arhivele, noi aveam în arhivă și atunci am sesizat poliția. Poliția va audia zeci de persoane în acest caz. Primarul Radu Mihaiu a anunțat că persoanele programate la centrul Neghinița vor fi redirecționate către celelalte centre de vaccinare. Suspendăm activitatea centrului Neghiniță pentru că nu vrem să punem în pericol ancheta, dar este foarte important. Facem eforturi mari să suplimentăm fluxurile de vaccinare la restul centrelor de vaccinare, respectiv la Cora Pantelimon, la Obor, o să mai deschidem și un centru nou în Megamol. Primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, a anunțat că va schimba întreaga echipă care își desfășura activitatea la centru. Totodată, autoritățile au anunțat că 100 de persoane sunt implicate în rețeaua care se presupune că generează certificate verzi false. Da, domne, s-a intrat pe firul acesta și această rețea de la Neghiniță. Fiți atenți aici că nu scapă ăștia. Deci, ați văzut-o pe doamna aceea? La centru Neghiniță au fost identificați. Extrem de serioasă cu masca aceea, doamna viceprimar de la sectorul 2. La centru, domnule, am auzit de așa ceva. Se vorbea despre ce se întâmplă la Neghiniță. Dar nu pronunța, nu spunea Neghiniță. De ce nu spunea doamna Neghiniță? De ce? Că se desumfla cumva această anchetă extrem de serioasă. Dar pe cei de la centru Neghiniță, înțeleg că nu-i anchetează Dicotul, ci Piticotul. Așa ar fi normal. Dar normal ar fi să fie centru de vaccinare Pinocchio.
Așa ar fi trebuit să se denumească. Ăsta s-a vaccinat la Pinocchio, domne. Când aud în neghiniță ăsta și te gândești cu ce? Cu ARN mesager? Da. Pare că ARN mesagerul e neghiniță. Ți l-a băgat pe neghiniță, ți intră în organism și am venit. Ăsta, sunt mesager. Ăsta l-are pe neghiniță, din știi că e vorba aia. Vezi că și-a băgat coada neghiniță. Și-a băgat neghiniță coada. Dar de neghiniță e chestie așa... Pică, nu? Domne, nu știu, când spui neghiniță... Păi uite, așa apar teoriile conspirației. Ancheta e mare. Tu crezi că degeaba îi zice neghiniță? Ce să vezi tu acolo? Că dacă asculți noaptea, îl auzi pe neghiniță. Centru neghiniță. Păi nu mergem să te imunizezi. Ne luptăm aici, în prima linie. Murim pe capete. Centru de la... Centru neghiniță care mai... ne mai poate salva acum. Deci vă dați seama că oamenii au găsit această soluție și poate că a mers din vorbă în vorbă și li s-a spus, dacă vrei să te vaccinezi așa, cum nu se vaccinează oamenii care se vaccinează? La neghiniță am înțeles că acolo te mai acolo se înțelegi. Face, la neghiniță există, înțelegi. Tu la neghiniță ai fost? Ai vorbit la neghiniță? Da. Vezi că am pe cineva la neghiniță care... Ăsta e vaccinat la neghiniță, mai ușor, domnule. Dar vezi că ăștia sunt oameni periculoși la neghiniță acolo. Ai mare te încurca cu ei. Mai ușor cu neghiniță asta. Dacă îți dai seama, dacă va fi dosar cu 10 ani de pușcărie pentru dosarul neghiniță... Deșinderile în dosarul neghiniță au continuat. Structurarea rețelei neghiniță. Nu? Adică lotul neghiniță. Era să zic lotul negoiță. Oh, oh, atenție nu mare. Nu știu, da, nu știu, da, domnul Buzdeau, n-am treabă. Dar ce vreau să spun, sigur că problema e serioasă. Denumirea este una neserioasă, e una care duce în derizor, dar problema e serioasă. Pentru că în fiecare zi vin acest bilanț cu 500 de persoane decedate și din această cifră vin acești coronasceptici, șoșoci sau cum vrei să-i denumim și vin și spun... Păi uite mă, 20% dintre ei erau și vaccinați. Păi vedeți că poate erau vaccinați la neghiniță. Nu știu exact care e situația până la urmă, dar sunt foarte mulți oameni vaccinați, nevaccinați, care după aia, dacă sunt dați în acest bilanț, îi funcționează împotriva vaccinării ca un argument. Păi eu știu mă dacă erau vaccinați oamenii ăia. Mă, acum vaccinatul la neghiniță e ca posesorul de permis auto de la Pitești. La Pitești, da. Unde e vaccinat mă la neghiniță? Auzi, la Piedone, crezi că s-a vaccinat la neghiniță, cum a luat și certificatul ăla de Piedone? Condus? Piedone? De Caneto. A venit la neghiniță. Da. El are la el în sector, mă, n-are nevoie. Are de... și el neghinița lui acolo, poate. Nu știu. Dar încă nu, n-avem. De probe, da. Nu, exact. Nu vreau să inducem în eroare opinia publică. Florin Piersic Junior intervine pe această problemă. Exact. Și e foarte bine că o face. Era momentul să fie și el acolo. A fost Dan Bittman, au fost actori mari care au venit și au spus lucruri pe nume, s-au pronunțat pe zona aceasta medicală. Intervine acum și Florin Piersic Junior în cadru să-l ascultăm, spune lucruri pe nume, nu se ferește. Atenție mare, nu se ferește. Păi, vaccinul i-a dus de extraterestri. Trecem la un alt nivel. Mai e așa, mai încetul cu încetul, îți dai seama că dacă vreau să ne invadeze brusc, era haos. E logic, da. Aici sunt implicați toți ăștia mari, știi, toți ăștia cu ță, adică Zuckerberg, Ciriac, Bill Gates, înțelegi? Wow! Și Oana Sârmă, asta e vârf de piramidă, e incredibil. Oana Sârmă din filmul ăla, exact. Ea e mama lor, cum s-a zice, adică matca. Păi, Oana Sârbu nu e cu ță. Sârbu. Oana Sârbu. Asta e numele real. Și l-a schimbat de mult ca să nu bată la ochi. Formidabil. Mai sunt și alții în schema asta, dar la nivel mai mărunt așa, adică Fuego, Rodica Popescu, Bitănescu, extrem pică, nici ăștia născuți. Păi Fuego e nume de scenă, dacă îl cheamă Paul Surugiu, născuți, de fapt. Rodica Popescu, Bitănescu, da? Subliniez Bitănescu, fai de mic. Păi da, Fuego are și cântecul ăla, îl podobește mamă Bradu. Este un mesaj codat către extraterestri. Te-ai prins? Nu. Împodobește mamă Bradu, mama egal extraterestri. Împodobește, adică populează.
și Bradu, planeta Terra. Deci, cu alte cuvinte, extraterestrii, veniți și populați Terra. Împodobește mamă Bradu. Ia uite, na, nici nu am trecut prin minte. Manovră serioasă. Da, pricep. Și cum te simți după vaccin? Sunt bine. Deci funcționează. Sunt bine. Îmi place ideea că conspiraționiștii au urmărit acest mesaj, acest moment și au zis: ai văzut, mă, că ne-a dat dreptate și Piersic Junior? Îmi place ideea care Răzvan Dumitrescu de la Antena 3, urmărind aceste imagini, bă, să-l sunăm, doamne, iartă-mă, și pe Piersic Junior, că și ăsta e băgat. Dar parcă îl văd spunând, glume sau nu? Asta este, glume sau nu? Dar lucrurile sunt destul de clare. Și mă bucur că domnul Florin Piersic Junior a avut curajul să spună lucrurilor pe nume, pentru că mulți se feresc în această țară și eu vreau să-i urmăm exemplu, pentru că e o emisiune curajoasă. Da. Neghiniță. Domnul Buzăianu, dacă într-adevăr vă cheamă așa. Da. Asta e terminat. Moment spectaculos cu actorul Florin Piersic Junior, pe care îl salutăm pe această cale. Moment spectaculos. Îmi place foarte mult de Florin Piersic. Îmi pare rău să aud asta. Asta am și vrut, să te dezamăgesc. Astea sunt gusturile mele. E și pe el pe mână cu ăștia la alții. Dar normal, că sunt în cârdășie. Piersic, atenție. Repet. Acum îmi place ideea că ăștia care se uită și care caută în momentul de față argumente împotriva ideii că este pandemie, acum sigur s-au repliat, domne, e pandemie. Ok, e pandemie, nu zice nimeni. Nu zic că nu e. Ok, hai să zicem că e. Hai să zicem că așa. Așa să zicem. Hai, pandemie, bine. Hai, dacă asta e pandemie, da, mă rog. Problema e alta. Și se duc acum în altă chestie. Nu sunt medicamente, dar altfel era foarte bine. Altfel cei 15. Pentru boala asta care nu există. Da. De ce nu sunt medicamente? Păi pentru că nici medicamentele tăi să nu existe pentru o boală care nu există. Nu e logic. Deci dacă păi la o simplă răceală. Nu bagi, domne, un ceai? Aspirină, ceai, nu mai există. Deci lămâie stoarsă și o linguriță de miere, că nu e ca. Nu, atenție, că nu e așa grav. Nu e de stat în... Da. Și aia e. Acum vreți medicamente? Medicamente unii chiar ar trebui. Medicamente ar trebui. Dar nu antivirale, domnule. Și eu chiar intervin uneori pe live-urile doamnei Șoșoacă și scriu acolo că dânsa pledează, domnule, tratamente pentru... Eu am crezut că ți-a spart cineva cont. Nu, domnule, eu sunt comentarii acolo. Eu sunt acolo și am scris așa. Zic, doamnă, să știți că și pentru dumneavoastră trebuie tratament. Nu numai pentru bolnavii de COVID. Din punct de vedere, ești medic? Păi nu, dar mă gândesc că nu, părea... Nu, dar poți să arunci o privire. Părea vizibil răcită. Luați acolo niște aspirine, ceva. Trebuie tratament și pentru doamna Șoșoacă, nu doar pentru cei bolnavi de COVID. Luăm o scurtă pauză până mâine, să aveți o Românie bună în continuare. Ne vedem mâine la 18, dacă 18. Lucrurile sunt clare. Dacă nu se întâmplă ceva. Dacă nu se întâmplă, da. Să vedem. Rămânem în expectativă. Pauză, ne întoarcem, bună România. Hai, toate cele bune.